Meeting la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj. Salariați instituției au mai multe nemulțumiri și încearcă să se facă auziți. Scăderea veniturilor, parcul auto învechit sau lipsa acută de personal sunt doar câteva dintre revendicările ambulanțierilor. În intervalul orar în care s-a organizat meetingul, activitatea Serviciului Județean de Ambulanță Gorj nu a fost afectată și asta pentru că protestatarii se aflau în timpul liber. Ambulanța! Astăzi, între orele 11 și 12, la sediul instituției din Târgu Jiu, ca și în toate serviciile județene de ambulanță din țară, s-a organizat un meeting de sensibilizare a guvernului legat de aplicabilitatea legii 153. Sindicaliștii s-au strâns în curtea unității și au discutat despre legea respectivă, participanții fiind în timpul liber. Principala nemulțumire este legată de salarii. Prin aplicarea legii 153/2017, o să ni se diminueze sporurile, nu o să mai primim spor de urgență, asta se intenționează prin aplicarea acestei legi, chiar dacă ne mărește baza, la noi salariile sunt mici. Salariul care se ridică e cu ajutorul sporurilor, cu ajutorul procentului de sâmbătă și duminică care o să intre iar în bază și nu o să ne mai fie acordat, prin nemailuarea tichetelor de masă începând cu decembrie 2017 până în 2018 în decembrie. O altă mare problemă cu care se confruntă ambulanțierii este lipsa acută de personal, dar și parcul auto care este învechit. Aici vorbim și de autospeciale cu aproape 1 milion de kilometri la bord. Muncim 14-15 ore din norma totală de lucru într-o lună, plus orele suplimentare. Și din lipsa de personal pot să vă spun că a fost zile în care am fost solicitați poate în fiecare zi. Un coleg, altul, indiferent care a putut, că nu poate să lucreze nimeni, e foarte greu să lucrezi zi după zi, noapte după noapte, cu să faci 10-15 solicitări pe zi, să pleci după 10 ore la București, depinde de cum e urgența, cursele extrajudețene pe care nu le poate refuza nimeni. Parcul auto, pot să vă spun că nu există ambulanță. Cele mai ultimele două ambulanțe venite sunt în 2015, care au și acele două ambulanțe peste 180.000 de kilometri. În schimb, avem ambulanțe cu 1 milion de kilometri. Majoritatea, 80% din parc, este cu kilometri de peste 600.000 de kilometri parcuși. Sindicatele au avut o întrevedere cu reprezentanții guvernului, însă, potrivit ambulanțierilor, nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Dacă nu le vor fi rezolvate revendicările, salariații ar putea recurge la alte forme mai grave de protest.